Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi vă voi face un story time despre părul meu, deoarece acum vreo 2 luni s-au împlinit 3 ani de când eu nu m-am mai tuns și mi-am lăsat lucrul ăsta de Isus. Am mai făcut un video prin vară, dar ăsta o să fie ca un mic update. Dacă vreți să vedeți și videoclipul pe care l-am făcut astă vară, o să vă las un link în comentarii sau în descriere dacă nu uit. Și pentru oamenii noi de pe acest canal care nu știu povestea și motivul pentru care am hotărât să-mi las părul în halul ăsta de lung, adică după cum vedeți îmi vine cam mai jos de țâțe, atât de lung am eu părul. Da, am pățit uneori, mai ales că acum se poartă mască, undeva prin iarnă, chiar înainte de Crăciun am fost la Penny Park și paznicul mi-a zis să rămână prima dată, după mi-a văzut cum ieșea barba de sub mască. În fine, hai să vă povestesc cum a fost faza de m-am hotărât să-mi las părul lung. Totul a început undeva prin 2016, când, pe vremea în care eu chiar mă tundeam și dădeam la frizer și mi-a greșit unsoarea frizerul. Mă bucur că nu mai există nicio poză de atunci în halul în care arătam. Oribil arătam. Gen, eu îmi făceam creastă pe mijloc că mi se părea mie mișto ce dracu prostii îmi trece o mie prin cap atunci, arătam exact ca T-Bag din Prison Break. Dar asta este altă parte. În fine, și mi-a greșit aia unsoarea, chiar în prima zi de școală, o chestie foarte faină, un început bun de clasa 11. Așa că mi-am băgat picioarele și am zis să fiu al dracu de mă mai tund. Și un an de zile nu m-am tuns. Și ce să zic, au trecut lunile și a început să-mi crească părul în cap. Colegii nu mă credeau că le ziceam că eu aveam de gând să-mi las părul lung. Îmi ziceau, ce ai mă, ești preot, ești călugăr tund. Și am zis, bă, îmi las părul lung. Dar nimeni nu m-a crezut, în afară 2-3 colegi mai apropiați care chiar mă credeau în stare că îmi las părul lung. Nimeni nu m-a crezut, nici profesor, nici nimic. În fine. S-a făcut și vară, am terminat clasa 11, am început să-mi prind părul în coadă, cred că l-aveam ceva de genul, poate mai un pic mai scurt așa, nu mai țin minte cu exactitate. Și vine prima zi de școală, 10 septembrie, 11 septembrie, nu mai știu cât era, 2017, încep a 12-a, intru pe poarta liceului cu părul în coadă, efectiv toți colegii, majoritatea colegilor mei au rămas ceva de genul. Deci nu le-a venit să creadă că eu chiar mi-am lăsat părul lung. Ei credeau că doar mie Mihelene să mă tund sau ceva de genul. Trist e că a venit și bullying-ul, dar nu de la colegi. De la profesori, că mă puneau într-una profesorii să mă tund. Și eu, ca fraierul, m-am luat după ei. Aie, m-am pus botul la ce vrăjeli îmi ziceau ei, ca apoi să apară cazul unui copil din Cluj care tot așa. Cam la o săptămână pe ce m-am tuns eu, a făcut el tam-tam că după ce l-au dat afară profi, a chemat televiziunea, a vorbit cu vloggeri și așa mai departe, a făcut mare circ acolo și tot liceul a căzut la picioarele lui, nimeni nu i-a mai comentat deloc. Tot așa, în altă parte, undeva prin Moldova, au fost dați afară băieții că aveau barbă, au chemat televiziunea și s-a rezolvat problema, au scăpat și de uniforma aia comunistă. O lecție foarte bună pentru voi. Puneți piciorul în prag când vă sunt încălcate drepturile. Niciun profesor n-are dreptul să vă oblige să vă tundeți, pentru că e... Știți care este chestia? O fată are voie să vină cu părul scurt la școală și evident și cu părul lung, cum sunt majoritatea. Dar băieții n-au voie cu părul lung. Numai scurt, că așa au fost învățate aceste fosile din sistemul de învățământ. Așa au fost învățate în comunism. Sau pentru ei epoca de piatră, la cât de înapoiat sunt. Uneori încă mă mai ofti că n-am făcut și o tantam atunci. Aveam vreo 10.000 de abonați pe atunci și puteam să fac așa o creștere, să explodez pe canal. M-ar fi ajutat mult, dar aia am preferat eu să nu fac circ. Aia e greșeala mea, oportunități în viață oricum o să mai apară. În fine, și până la urmă s-a nimerit să pun botul la ce vrăjele aveau profesorii și eu mă tundeam ceva gen Skrillex. Deci în părți eram scară, ceva de genul, cum să zice, 0, 1, 2 în sus și pe mijloc aveam părul mare de puteam să-l mai prind în coadă. Am vrut eu neapărat să pot să fac headbang, chiar dacă m-am tuns. Și undeva prin iarna lui 2018, de fapt, nu, era 2017 și gen până să încep a 12 aveam o durere la Uber. Tot simțeam o durere și am ignorat-o. Am zis, hai că poate trece. A început clasa 12-a, nu voiam să lipsesc de la școală ca să mă duc la dispensar. Într-un final, înainte cu o săptămână de vacanță de iarnă, m-am dus la dispensar până la urmă și m-a trimis la ortoped, la reumatolog, la bla 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 și a ieșit cam tumoare și a trebuit să mă operez la umăr. Stați liniștiți, sunt foarte bine, poate o să fac un story time legat de boala pe care am avut eu despre tumoarea mea. Dar momentan nu e momentul. Astăzi vorbim despre plata mea. În fine, și cu ocazia faptului că trebuia să mă operez, era deja jumatea anului școlar, mi-a trecut prin cap. Hai dracului să mă rad în cap și să-mi las să crească plata uniformă. Că nu prea aveam cum să las să crească lung pentru că
Gen, îl aveam eu unul pe mijloc, dar așa în părți, creștea iurea, îl aveam lung aici, îl aveam mai scurt aici, arăta oribil. După aia trebuia să las să crească, apoi să-l nivelez, așa că, până la urmă, m-am făcut cu număr peste tot și acum e pleata uniformă, îsi sus, 100.000. În fine, și era 18 ianuarie 2018, parcă, nu mai sunt sigur. Am luat frumos mașina de tuns cu care se bărbierește taică-miu și mi-am băgat-o în cap și m-am făcut direct pușcăriaș. Și de atunci am lăsat să-mi crească părul. Vârfuri încă nu mi-am luat, pentru că nu am părul chiar atât de despicat. Poate o să mi-l mai scurtez eu. Mă mai gândesc, momentan n-am de gând. Oricum, știți, eu nu caut să am, cum să zic, un păr, cum să spun, exact cum îl au femeile. Pentru că totuși nu vreau să fiu metrosexual sau cum să spune. Poate greșesc acum termenul, mă scuzați. Vreau să am părul ca așa-mi place mie, nu neapărat să arate și ca păr de femeie, totuși. Adică sunt conștient de faptul că părul meu oricum este mult mai rezistent decât al multor femei care nu pot să se vopsească, nu pot să-și-l dea cu placa. Și la capitolul spălare, cam de 2 ori îl șamponez, mă spăl cât se poate de des, pentru că e bine să-l spăl, mai ales că eu oricum transpir mult de când m-am îngrășat, că na, am cam pus aici la investiție ce vrei și am început să transpir cam mult. Oricum și părul ține de cald dacă îl țin despletit vara, eu în mare parte îl țin în coadă sau în coc. Că dacă îl țin despletit vara, e ca și cum aș avea un plover pe mine și vă dați seama, fiind soare afară, mai stau și cu părul desprins pe mine, mă fac fleașcă de transpirație după. În fine, deci la capitolul spălare îl șamponez de 2, maxim de 3 ori, depinde ce șampon folosesc. Dacă vreți o recomandare de șampon, poate mă fac și eu cu o sponsorizare data asta, cine știe. Cum ziceam, șamponul pe care îl folosesc eu este Sios, mi se pare super bun, spală ca lumea, nici nu-mi lasă mătreață. Înainte foloseam Head and Shoulders, că de ăsta găseam eu, pe aici în văgăuna asta unde stau, dar făceam mătreață în draș, trebuia să-l șamponești de 3 ori, nu era deloc eficient. De când folosesc Sios, doar de 2 ori îl șamponez și efectiv îl spală ca lumea, îi dă și volum și de uscat în general, după ce ies din baie, îl storc eu cu prosopul frec un pic și las umed pe spate și mai pun un prosop așa pe spate să nu-mi iu tricou sau bluza. Că din ce am înțeles nu-i bine nici să dai într-una cu prosopul, mai ales fiind lung, e riscul să se rupă. Și așa după cum vedeți, mai am eu firea așa rupte că, na, când mă pieptănam eu trăgeam tare de el, că mi s-a urcat la cap, că e foarte dur. Oricum, nu mă deranjează faptul că mai am fire scurte, că mai am baby hair, că mai am, nu știu, fire de-astea mai așa, chiar nu-mi pasă. Oricum, n-am pretenția să am un păr de fotomodel sau ceva de genul, totuși, na, e bine că am totuși un aspect rebel, am și eu puțin testosteron în păr. Și dacă vreți să fiți și voi pletoși, v-aș recomanda așa, în primul și în primul rând, asigurați-vă că n-aveți părinți, cum să spun, comuniști care să nu vă lase cu părul lung. Dacă, cum să spun, părinții cu voi sunt foarte exigenți și nu puteți să fiți independenți și încă sunteți la picioarele lor și chiar nu sunteți în situația în care să puteți să luați decizii pe cont propriu și încă, cum să spun, vă zăpăcesc ei de cap cu multe chestii, e bine să nu începeți să vă certați cu ei pe tema asta. Dar dacă părinții voștri n-au nimic împotrivă să vă lăsați părul lung, e un pas înainte. Aveți grijă la ce școală sunteți și ce colegi aveți, pentru că riscați să vă luați bullying, pentru că trăim într-o țară plină de proști, în care dacă arăți diferit, nu te, cum să spun, nu te conformezi cu societatea, cu majoritatea, ești un ciudat și ești discriminat. Aveți mare grijă să nu vă luați bullying. Cu profesorii aveți mare grijă, deci luptați pentru dreptul vostru să aveți părul lung. Dacă vine vreun profesor și vă abuzează că sunteți pletoși și vă ceartă aiurea, puteți să filmați, puneți un alt coleg să filmeze faza și mi-o trimiteți mie, o trimiteți la televiziune, o trimiteți la toți youtuberii posibili și facem de râs școala respectivă, pentru că are profesori încuiați. Pentru că niciun regulament școlar, cel puțin cel dat de la minister, nu scrie că băieții trebuie să aibă neapărat părul scurt. Poate doar dacă se trezesc cei de la conducerea instituției respective să facă un nou regulament de ordine interioară, o regulă nouă, dar nu cred eu că stau ei să schimbe să adauge o lege nouă în școală doar pentru că au ei o frustrare sau ceva de genul că au trăit în comunism. În fine, trebuie să luptați pentru a vă putea conforma așa cum sunteți voi. Și ce să mai zic? Trebuie doar să așteptați să vă crească. Dacă aveți, să zicem, un soare, cum să zic, cum se poartă gen, cum zic ăștia pe la mine, bidinea, pensulă sau că l-a lins vaca, gen, îl aveți mare pe mijloc, dat pe spate, nu știu ce, v-aș recomanda.
Cum a fost și perioada aia cu carantina în care nu erau frizerile deschise. Puteați atunci să vă firați în cap și lăsați să crească. Și acum, cine știe ce mai urmează, valul 3, valul 4, valul 69, 666, câte valuri ori urma. Eu zic că perioada asta a fost o perioadă bună, să deveniți pletoși. Dar în fine, ocaziile în viață apar tot timpul, la tot pasul, trebuie doar să le alegi tu, că nu o să rămâi niciodată în viață fără ocazii. În fine, sau fără oportunități, cum vreți voi să spuneți. Deci, ca să vă lăsați părul lung, e bine să aveți totuși un păr uniform, că după aia o să-l aveți mai mare pe mijloc, mai scurt în spate, o să aveți numai în zigzaguri părul, o să vă arate absolut oribil, de parcă v-ar fi luat careva, ar fi încercat să vi-l îndrepte cu ciobul, așa ar arăta. Deci mai bine plecați direct cu, plecați, începeți cu un păr mai uniform peste tot, nu neapărat cheliuță, puteți să vă luați cu număr peste tot, sau dacă aveți voi un soare gen, nu știu, soldat american, 4-5 aici, 2-3 aici, e perfect, puteți să lăsați așa să crească. Oricum, de-a lungul timpului se va mai nivela părul, pentru că mai se rupe un fir, se mai tocește un vârf, bla bla bla. Nici la mine nu este părul drept, eu nu l-am îndreptat niciodată, poate o să-l îndrept și eu la un moment dat, când o să am prea multe vârfuri despicate, dar la ce păr eu din sârmă am care efectiv nu se rupe, n-am nicio problemă. Deci, lăsați părul să crească și aveți răbdare. În primele 7-8 luni o să aveți un aspect de, nu știu, de parcă ați fi băgat degetele în priză, că așa o să vă arate, mai ales dacă sunteți creți. Asta o să fie cel mai greu, să aveți părul greț. O să arătați ca un fel de, nu știu, cum îl are Zaefet, că și el are părul greț. Dar vă descurcați voi, îl prindeți, puneți și voi ceva, o bandană pe frunte, improvizați voi ceva, vorbiți cu colegele voastre, prietene, crași, mame, surori, ce aveți voi, vă mai dau și ele sfaturi, oricum, că presupun că și ele au părul lung, marea majoritate. Și, în general, indiferent cât de, nu știu, repede sau încet vă crește, mai mult ca sigur, după un an de zile, deja o să aveți aspect de pleată și o să-l puteți prinde în elastic. Deci, două dezavantaje, două inconveniente pe care le veți avea din cauza pletei vor fi: vara vă va fi cald și va trebui să stați mereu cu un elastic la îndemână, să-l puteți prinde în coadă, în coc, cum vreți voi. Ideea e că trebuie să aveți părul oarecum prins astfel încât să nu vă acopere pielea, că o să transpirați, ca și cum, adică mai ales cum am eu părul atât de des și atât de gros, vă dați seama că e ca un fel de plovăr pentru mine. Deci da, trebuie să îl țineți prins neapărat vara ca să nu transpirați în draci și o să aveți mici inconveniente, mici conflicte cu oameni la care nu v-ați fi așteptat să fie atât de încuiați, pentru că dacă ești un pic diferit, gata, ești luat la mișto. Cam astea sunt dezavantajele. Avantajele, în schimb, sunt mult mai multe. În primul și în primul rând, te ajută foarte mult să socializezi. Deci poți să te bagi în seamă cu crush-ul tău dacă nu știi cum să vorbești cu el, cu ea, mă rog. Așa, te poți băga ușor în seamă cu crush-ul sau cu alte fete dacă folosești, pardon, dacă ai obiceiul să colinzi aplicații de genul Tinder, Badoo și ce mai există, te va ajuta foarte mult pentru că vei ieși în evidență. Fetelor le plac băieții păroși în cap, nu în alte părți. Dar în cap, da, să se joace cu barba, să se joace cu pleata, o să vă ajute foarte mult asta. Vă veți putea integra în cercul noi de prieteni, să vă faceți mai ușor prieteni, rockeri, pletoși și așa mai departe. Știți, dacă vreți să vă schimbați oarecum cercul de prieteni, asta ar fi un pas destul de bun, pentru că o să vedeți cine vă acceptă pentru așa cum vreți voi să fiți și nu e, cum să spun, genul ăla de om care să zică într-una, bă, dar de ce nu ești ca ceilalți? De ce vrei tu să fii diferit? E foarte bine să fii diferit, trebuie să fii unic în felul tău. Acum eu nu vă oblig să deveniți pletoși, e treaba fiecăruia ce face. Eu doar v-am dat așa ca sfat pentru cei ce vor să devină pletoși. Pentru mine a fost destul de bună treaba asta, mai ales că gândiți-vă, 3 ani eu nu m-am, 3 ani și 2 luni, nu m-am, sau 3 ani și 3 luni, când dracu a trecut, nu m-am dus deloc. Deci vă dați seama câți bani am economisit în felul ăsta. Bine, că i-am dat în schimb pe elastice de păr și pe mai mult șampon, asta e altceva. Cam asta a fost și videoclipul. Sper că v-a plăcut. Dacă vreți să, nu știu, mai fac story time-uri legate de pabarna, nu știu, orice chestie de asta pe care o vedeți mai diferită la mine față de cea de majoritatea oamenilor, să lăsați în comentarii și o să fac. Mă puteți urmări oriunde este posibil pe internet. Aveți toate linkurile către toate platformele posibile în descriere. Puteți să dați click pe oricare dintre clipurile astea de pe lângă capul meu ca să, na, mai vă, în caz că vă plictisiți și vreți să vedeți și altceva, și dacă vreți să susțineți canalul, puteți să deveniți membri, nu vă costă mult, oricum o să fiți tratați regește, o să primiți niște avantaje, niște beneficii. În fine, cam atât pe astăzi. Ne vom auzi data viitoare. Ciao les tuturor!